Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, două ore de ediție specială aici la Dosar de Politician, doi invitați importanți, o să discutăm și o să aflăm lucruri importante și interesante, sper eu. Primul meu invitat este unul dintre liderii Partidului Social Democrat, poate cel mai vocal dintre liderii PSD, cei care au comentat în ultimul an și jumătate extrem de critic ce s-a întâmplat în Partidul Social Democrat și în epoca lui Liviu Dragnea, plecat la Rahova, dar și în noua epocă a Vioricăi Dăncilă. Premierul României a devenit pe repede înainte și liderul autoritar mai nou al PSD. Cine ar fi crezut lucrul acesta? Viorica Dăncilă a fost practic împinsă într-o adevărată operațiune specială în preluarea Partidului Social Democrat. Se dovedește Viorica Dăncilă a fi cel puțin pe măsura lui Liviu Dragnea, o să vedeți de ce. Doamna Dăncilă folosește exact același tipuri de negocieri politice pe care Dragnea le folosea. Pune mandatul pe masă, mandatul de premier, vrea să facă lucrurile în partid exact cum dorește domnia sa. Aliații doamnei Dăncilă se uită cu stupefacție cum doamna Dăncilă își impune apropiații în funcții importante în partid. Repet, o veritabilă operațiune specială. La asta asistăm la înscăunarea doamnei Dăncilă în funcția de președinte al PSD, lider autoritar. Doamna Dăncilă vrea să facă oficiul ăsta de lider autoritar. Guvernarea oare, a scăpat de emoțiunea de cenzură. Cum va arăta Partidul Social Democrat după 29 iunie? Ce se întâmplă în PSD? Sunt tabere, aripi care dau veritabile bătălii subterane în acest moment pentru pozițiile cheie în partid. O ședință cu scântei la Neptun. În acest weekend, doamna Dăncilă s-a întors și a rezolvat o emisiune de televiziune, așa cum făcea pe vremuri și Liviu Dragnea, o emisiune ușoară de televiziune de vară. Noi nu o să avem o emisiune ușoară în această seară. Îl salut pe liderul PSD, Robert Negoiță. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună primarul seara, sectorului 3 din București. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vom discuta și despre administrație, despre falimentul primăriilor de sector, sau cel puțin așa e anunțat de colega dumneavoastră, Gabriela Firea, primarul general. Domnule Negoiță, haideți să ne apucăm așa, să defirăm, să despicăm firul în patru. Sunteți un critic dur, aș spune, m-am uitat pe declarațiile din ultimele luni pe care le-ați avut și adresa lui Liviu Dragnea, dar și la adresa doamnei Dăncilă, despre care ați spus franc, direct, că nu are ce căuta în această funcție. Observăm însă pe doamna Dăncilă că caută bine, deja își face echipă de conducere, apar tot felul de nume noi la vârful PSD. Daniel Suciu va fi cel mai probabil președintele PSD, un tânăr numit de Dragnea, ministrul la dezvoltare, vicepremier. Un anume domn Marius Dunca, tot promovat de Dragnea acum ceva vreme, fost ministrul la tineret și sport, va fi secretar general. Doamna Dăncilă este în forță. Ce se întâmplă cu dânsa? Și-a revenit de sub tutela lui Dragnea? Ați făcut o remarcă cu care nu știu dacă sunt... Adică n-aș fi foarte de acord că am fost un critic foarte dur. Eu mi-am spus punctul de vedere, atât în partid cât mai ales în afară. Pentru că în partid, în ultimii ani, a fost din ce în ce mai greu să vorbești în interior. Era o echipă, o gașcă, îmi cer scuze, nu era echipă, ci era o gașcă. Vedeți, folosiți cuvinte tari, în sensul ăsta. A spus multe lucruri dure, da? Vă rog, continuați. Domnule Sire, sunt niște realități, ori adevărul trebuie spus. Trebuie spus așa cum e el. De exemplu, în ședințele de la partid, aveam parte de atacuri din... Numai că mă anunțam că vreau să vorbesc. Și se ridicau 3-4 care n-aveau ceva concret, dar trebuiau neapărat să mă atace pe ceva. Care erau ia 3-4? Cum se punea problema în ședințe? Erau mai mulți și nu mă apuc eu să dau nume acum, că erau oameni atât de mici încât nu trebuie să-i facem noi mari în emisiune. Și de aceea în interior nu prea puteam. Am ales multă vreme să nu prea mai vorbesc. Mai spuneam niște lucruri, dar încercam să spun, dacă vreți discutăm despre subiectul ăsta, le spuneam în așa fel încât să nu fie detectat de câinii de pază.
Noi le ziceam corul bisericii, că era oia care se întâlneau înainte cu Liviu Dragnea să stabilească ce trebuie să facem noi în ședința care tocmai urmează să se să aibă loc. Și unde sunt câinii ăștia de pază acum, în noua configurație a partidului? Controlat de doamna Dăncilă, aparent. Cred că vreo 2-3 care au mușcat-o și pe doamna Dăncilă au fost oarecum marginalizați. Dar cei mai mulți au fost integrați în noua formulă, ca să nu mai folosesc gașcă, chiar dacă eu cred așa, să nu mai folosesc cuvinte dure, pentru că, da, consider că o șansă ar trebui să aibă în noua formulă doamna Dăncilă. De ce nu? Sincer, eu sunt surprins că dânsa a rezistat atât de mult. Îmi permit să vorbesc acum de Liviu Dragnea, chiar dacă este acolo unde se află, unde niște judecători au decis că trebuie să fie acolo, pentru că eu am vorbit lucrurile acestea și înainte. Și consider că un lider, nu mă văd lider PSD, mă consider lider, pentru că un lider are tărie de caracter să gândească, dar să gândească, să fie suficient de sigur pe gândurile lui, încât să îndrăznească să le facă și public. Da, domnule, eu gândesc așa. Sunt împotriva curentului, colegii mei gândesc diferit, se exprimă diferit, se manifestă diferit. Nu, da, eu vă întreb tranșant acum, ca să închidem paranteza asta cu istoria dumneavoastră personală. De ce nu ați cântat și dumneavoastră în siajul lui Dragnea? Pentru că toată lumea, doamna Dăncilă, era și ea acolo, chiar dacă și-a declarat independența după dispariția la pușcăria lui Dragnea, toți îi cântau în horă lui, cântau la chitară lui Dragnea. De ce n-ați mers pe varianta asta și de ce nu v-a dat afară, dacă a fost un dictator așa de rău? Domnul Năstire, m-am născut într-o familie săracă, la țară, și am muncit mult și foarte serios să ajung aici. Nu am să mă las mânjit de niciun fel de gașcă. De aceea am avut tăria de caracter să gândesc și să acționez diferit. De ce? Pentru că am considerat că direcția în care merg lucrurile și ce se întâmplă în partid sunt profund greșite, atât de greșite încât ele trebuiesc arătate și trebuie să avem încercare de a le schimba. De aceea a existat și acea scrisoare în care am fost printre inițiatori și am fost semnatar în primele poziții. Să vă spun ceva despre ce înseamnă normalitatea asta în partid. Și știți bine că eu ies destul de rar la televizor, pentru că sunt foarte ocupat și îmi văd de treaba mea. Vă mulțumesc pentru invitație și chiar vă o să spun câteva lucruri reale, colegii mei le știu, sunt adevărate, o să vă surprindă. Și anume, că eu cunosc doar două persoane care sunt capabile să te mintă cu nonșalanță privindu-te în ochi. Asta înseamnă, din punct de vedere psihologic, mie mi-a plăcut și îmi place mult psihologia, asta înseamnă că acei indivizi nu mai au nimic uman în ei, nimic uman. Adică pentru ei valorile nu mai există. Cine sunt acești doi? Deci unul dintre cei doi este domnul Dragnea. Haideți să vă spun... Și al doilea? Măcar un episod, dacă nu chiar două episoade, urmează să se ducă după domnul Dragnea. Probabil, n-am de unde să știu că e o chestiune de instanță de judecată. Imaginați-vă că se forma guvernul Dăncilă și vreau să se menționez eu, chiar dacă n-am făcut paradă, eu în interior am avut un comportament așa cum l-am crezut eu. Imaginați-vă într-o sală de aproape 100 de oameni în care toată lumea votează pentru, am fost singur care am votat împotriva doamnei Dăncilă și nu cam ceva împotriva dânsei. Pur și simplu mă cunosc cu doamna Dăncilă de foarte multă vreme. Din punct de vedere uman, eu am o părere foarte bună despre doamna Dăncilă. Este de o calitate umană deosebită. Și atunci? Este o bună mamă, o bună soție. Domnul Mănăstire, este părerea mea. Nu are ce căuta acolo. Repet,
Este doar părerea mea. Să spuneți în ședință Viorica Dăncilă acolo? Da, înainte să se voteze, eu evident că am luat cuvântul și am spus ce gândesc. Și anume că ziceți-mi două, trei fraze. Nu are experiența, expertiza necesară să ocupe această poziție și n-aș vrea să insist foarte mult pe chestiunea asta, dar repet, am fost singurul care am votat împotrivă. De ce? Așa am crezut. Un lider nu poate fi decât o persoană cu un caracter puternic. Dar ce a urmat după? Despre Dragnea, da. Ce a urmat după? S-a făcut guvernul. Și noi de la București, echipa de la București, am avut o propunere pe doamna Nassar în funcția de ministru al sănătății. Chiar am ajuns la, după ce s-au întâlnit la cu gașca la Parlament, noi ne-am dus împreună la ședința de la partid. Și când ne-a văzut că un individ slab, când vede că sunt mai mulți oameni într-un loc, se duce acolo că vrea să asigure că nu pornește ceva. Și ne-a spus, propunerea noastră este pentru doamna Nassar să fie ministru sănătății. Sigur că da, o susțin, este o propunere foarte bună, foarte bună, o susțin și eu. După ce am plecat de acolo și am intrat în sală, ne-am dat seama că de fapt aranjase să fie doamna Pintea. Îi promisese, se organizaseră cu votul, cu tot, toate lucrurile erau organizate. În acel moment, doamna Nassar a avut eleganța necesară să se retragă. La ieșirea din ședință, lucrurile astea s-au mai văzut. Dar la ieșirea din ședință, cine a pus-o? Foarte important, ce parte din gașcă? N-am participat la discuțiile respective. Vine de la Maramureș. Chiar nu e relevant acest aspect. E relevant, pentru că noi trebuie să înțelegem cum funcționa acest partid, care totuși conduce și a condus România 2 ani și jumătate. La un moment dat ați făcut o declarație că această guvernare a fost ticăloasă. A fost o guvernare ticăloasă și din cauza asta partidul s-a dus naibii la europarlamentare, pierzând 20 ceva de, da, de procente. Vreți, vă spun. Sunt declarațiile dumneavoastră. Deci ce gașca a pus-o pe Soina Pintea? Dumneavoastră București ați vrut-o pe Rodica Nassar. Cine a impus-o ministru sănătății? Un moment. Ce este foarte relevant, că doamna Nassar s-a retras, domnul președinte, eu nu mai vreau să candidez, îi doresc mult succes doamnei Pintea. Și așa, la finalul ședinței, domnul Dragnea s-a dus la Rodica Nassar și a certat-o să nu mai faci niciodată. Domnul Mănăstire, doar un om pervers poate face așa ceva, un om foarte pervers. A certat-o pe Nassar? Domnule, cum ți-ai permis să te retragi? Păi adică, nu era vorba că te pun ministrul sănătății? Exact. Dar haideți să vă spun una pe care o cunoaște multă lume și o cunosc mulți colegi din partid. L-a sunat pe Mutu, sau s-a întâlnit cu Gabi Mutu, care era președinte pe București, și spune să valideze la europarlamentare pe doamna deputat Carmen Moldovan Mihălcescu. Da. Ok, eu n-am mai participat de multă vreme la aceste întâlniri, pentru că devenea o chestiune foarte penibilă. Pur și simplu, domnul Mărânțel, nu mă regăsesc în așa ceva și n-am mai participat. Dar îmi spuneau colegii ce s-a întâmplat acolo. Pe funcții, pe trocuri, da. Niciodată, domnule, credeți-mă, sunt un om foarte serios. Nu am participat la așa ceva, negocieri sau funcții sau chestiuni astea neprincipiale. PSD Sector 3 n-are niciun om niciunde. Președintele PSD Sector 3, eu nu sunt președinte PSD Sector 3, este consilier undeva pe la guvern. Atât. Atenție, pus de domnul Tudose. De atunci și a făcut o mare concesie că nu l-a dat afară. Bun. Episodul 2 atunci cu Dragnea. Episodul 2. S-a întâlnit ședința la care evident că n-am participat și au validat-o pe doamna Mihălcescu pe lista PSD la europarlamentare. A ieșit în presă. PSD București susține pe doamna Mihălcescu, regiunea București Ilfov susține, și se duc cu această propunere în comitetul executiv. Evident, propunerea venind de la Dedi, de la domnul Dragnea. Adică știam cu toții treaba asta.
În ședința de comitet executiv, când s-a decis lista, evident că domnul Dragnea zice, nu, lasă-mă ce ați votat voi acolo. Voi, de fapt, o susțineți pe doamna Carmen Avram și pe doamna Grapini. Nu ofens, n-au nicio vină, doamnele, de ce s-a întâmplat. În mod normal, o persoană cu caracter, care primise în plic să susțină o anumită variantă, vine și spune, dom'le, nu suntem bătaie de joc. Noi am votat cu o susține pe doamna Michălcescu. Nu s-a întâmplat așa. Stilul ăsta de a conduce și... partidul, știați, domnule Negoiță, înainte ca Dragnea să devină chiar președinte, el a fost președinte executiv. Și Victor Ponta am relatat aici la emisiuni că pentru anumite chestii mai murdare îl folosea pe Dragnea. Asta însemnă negocierile astea, bătut cap în cap oamenii, divide impera, până la urmă era stilul lui Dragnea. De ce vă mirați? Sau când s-a produs mirarea? Dragnea a fost întotdeauna așa, cel puțin în ultimii 6-7 ani, când a ajuns la o anumită putere și influență. Vicepremier, ministru dezvoltării, președinte executiv la partid, pus de Victor Ponta. Amicul dumneavoastră, de altfel. Deci ăsta era Dragnea, la ce vă așteptați? Domnul, doamna Dăncilă, aveți niște povești mai interesante, pentru că dânsa este noua vedetă a partidului. Dați-mi voie să o termin pe aceasta, de fapt n-am spus nimic. Ce este într-adevăr interesant urmează. Îmi asum greșeala de a-l fi susținut să ajungă președinte PSD, dar n-a durat mai mult de 2-3 luni să-mi dau seama că este o persoană foarte ticăloasă și că n-are ce căuta acolo și am luat atitudine. De la 2-3 luni de când a ajuns președinte, eu am fost în opoziție totală cu Dragnea, iar toți colegii de partid știu treaba asta. Ok, imaginați-vă că se validează lista cu propunerile făcute fix atunci în CEX. Astea sunt propunerile, a ieșit cu lista la presă, seara se duce la un post de televiziune, da, și e întrebat. Domnul Dragnea, cu tare, dom'le, da, cu doamna Carmen Avram, ce caută pe lista PSD la europarlamentare? Cum a ieșit, domnule, pe listă, da? Domnule, înregistrarea există și astăzi. Nu știu, domnule, întrebați organizația de București. Domnul Mănăstire, deci este un v-a om... V-a jucat pe degete. De o... pe, păi nu, și atunci, pe mine nu. Și atunci cine pe e vinovată? Ea care se lasă jucați pe degete sau păpușarul care a știut cum să conducă un partid trăgând de toate sforile astea? Domnule Negoiță, haideți să revenim în prezent. Dragnea este acolo unde este. Cei care conduc partidul, toți au fost inventați politic de Liviu Dragnea. Nu. Dumneavoastră, în 2012, ați candidat la primărie, a fost o bătălie acolo, veniți din altă echipă, veniți dintr-o altă istorie a PSD. V-ați bătut, ați câștigat primăria sectorului 3 în 2012, o bătălie mare cu un primar portocaliu, Liviu Negoiță, da? Așa? Cu numele dumneavoastră. Deci, suntem în povestea în care doamna Dăncilă este creația lui Dragnea. Nu sunt creația lui Dragnea, ca să fie treaba clară. Nu, dumneavoastră, nu, eu asta vreau să spun. Dragnea este acolo, dar toți cei inventați de Dragnea politic conduc acum PSD-ul. Dăncilă, inventată politic de Dragnea, ne-a povestit Victor Ponta. Daniel Suciu, care va fi numărul 2 în PSD peste câteva zile, băiatul de la Bistrița, inventat de Dragnea, luat pus lider de grup, după aceea ministrul dezvoltării, Marius Dunca de la Brașov, viitor secretar general, inventat de Dragnea. Restul, Oprișan, putem spune că vine din galaxia mai veche a PSD, dar până la urmă este neșalonul 2, e în umbră, nu i s-a dat funcție. Nicolae Bădălău vine din zona lui Năstase pe vremuri, dar la fel a fost parcat în laterală. Eu văd că, de fapt, acest PSD este tot PSD-ul lui Dragnea, domnule Negoiță. Asta vreau să vă spun. Asta cum o judecați? Cum o vedeți acum? S-au spălat pe mâini, ăla la pușcărie, noi ne-am tras scaunele mai în față și ei conduc partidul. S-a schimbat ceva din metodele lui Dragnea? Se schimbă ceva cu metodele doamnei Dăncilă? Vedeți vreo schimbare în partid? Nu. Atât? Deci nu? Văd lucrurile foarte similar cu dumneavoastră. Da, așa le văd și eu. Bun. Sunt un om corect și sunt un om care are curaj, are tăria necesară să spună lucrurilor pe nume. Spuneți-le. După momentul din 27, dacă nu mă înșel, a fost pronunțarea?
Da, luni. PSD a ratat o mare ocazie să arată că se schimbă, că s-a schimbat. A ratat această ocazie. Păi cum a ratat? Cine trebuia să fie președintele interimar? De asemenea, a fost un vot, domnul Mănăstire. Dacă a fost cu adevărat ceva grav în PSD, este faptul că acest individ care a condus atât de ticălos acest partid a crescut tineri, domnul Mănăstire, care l-au luat ca exemplu. Asta mi se pare mie cel mai grav. Adică, domnule, ăsta e ticălos, bravo, dar ne conduce, e lider. Deci ce trebuie să faci ca să fii lider? Trebuie să fii ticălos. Asta consider că e cel mai grav lucru. Ce mă bucur totuși, credeți-mă, știți că am făcut o postare imediat pe 27, pe 20. Chiar mă bucur că societatea a reacționat. Eu anticipam rezultatul. Domnul Năstire, haideți să vă dau o știre, asta e știre. Deci atât am fost și atât sunt de revoltat de ce s-a întâmplat și încă se mai întâmplă în PSD. Eu personal nu m-am dus să votez PSD. Eu personal. Robert Negoiță n-a fost la vot, la alegeri? Da. Pe unii v-au acuzat că s-a cumplat. Că n-ați tras deloc în campania asta. Deci, Robert Negoiță a făcut blat. Și alții au făcut blat. Oprișan a zis că n-a tras la alegeri ca să-l vadă pe Dragnea căzut. Haideți să definim termenii pentru a, probabil, eu știu, în conceptul cuiva, în percepția cuiva. Hai să definim termenul. Ce înseamnă blat? Păi ați devenit userist în sectorul 3. USR-ul a defilat, nu știu, 40%. Cât a făcut USR? Foarte bine. Păi cum foarte bine? Nu sunteți la PSD? Domnul Mănăstire, atunci când guvernul cheltuie banii fără niciun fel de transparență și mai auzim și noi câte ceva de pe acolo, dacă tăcem, asta nu înseamnă că nu știm. Îmi vine să ieșim în Piața Victoriei, domnul Mănăstire, și vă spun, nu-i prima dată când spun treaba asta. Dați-mi un exemplu, cu ce netransparent? Se fură bani la guvern? Se fac afaceri oneroase? Spuneți am dacă avut, știți. Domnul Mănăstire, am avut o întrebare în partid, într-o ședință. I-am solicitat doamnei Dăncilă, de exemplu, să-mi dea lista societăților care au beneficiat de prima normă dată de ANAP referitor la ordonanța 114, pe care la 3 luni mai târziu au schimbat-o. Ca de exemplu. Da. I-am solicitat în partid chestiunea asta. A schimbat discuția. Eu consider că, bun, domnul Mănăstire, haideți că și să ce știți că sunt foarte cu asta? Spuneți până la capăt. Sunt foarte nu indignat, așa inclusiv pe opoziție, domnul Mănăstire. Știți de ce? Pentru că nu văd o determinare a opoziției să lupte pe această speță. Transparență. Da, domnul Mănăstire, transparență. Cât? 100%. Așa cum avem noi la primăria sector 3. Transparență de 100%. Astăzi guvernul cheltuie 10 de miliarde de euro, zero transparență. Într-o țară europeană care se vrea civilizată, nu are voie să existe așa ceva. Ar trebui să plece acasă acest guvern mâine, să vină unul care implementează 100% transparență. Bun, în contextul ăsta mai rămâneți în PSD, plecați la Pro-România? Nu plec, domnul Mănăstire, nicăieri. Nu o să vă dea afară, doamna Dăncilă. Știți că a votat un memorandum în partid săptămâna aceasta, poate a discutat și la Neptun chestia asta, cine mai critică partid, după ca afară. O să vă dea afară săptămâna viitoare. E ok? E ok? Deci, și atunci mergeți la Pro-România sau la USR? Nu, domnul Mănăstire. Nu vă întreb serios. Nu. Nu merg nicăieri. Să revenim la ideea, la episodul în care doamna Dăncilă a ajuns președintele partidului. Că rămăsesem acolo. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns? Președinte executiv. Da, președinte executiv, cum a ajuns. Și după aceea președinte interimar și de facto al PSD. Dar președinte executiv, cum a ajuns? Domnul Mănăstire, în PSD nu mai există viață de partid așa cum ar trebui să existe de când l-a avut președinte pe Liviu Dragnea, ca să știm despre ce vorbim. Ori acolo
n-au mai existat dezbateri, n-au mai existat opinii. Exista un punct de vedere susținut de o gașcă de oameni care unii, credeți-mă, dacă o să-i cunoașteți, vă dați seama că nici măcar nu știau ce se întâmplă cu dânsii pe acolo, iar alții suficient de ticăloși încât să-și imagineze că dacă atârnă pe acolo, se aleg și cu ceva. Atenție, din miliarde alea cheltuite netransparent. Dacă vreți să mă întrebați pe mine, fix asta s-a întâmplat viața de partid în ultimii ani în PSD. O chestiune atât de neregulă încât dacă nu se poate face și s-a demonstrat că nu se poate face reformă un partid din interior, ar trebui reformat din exterior, adică sancționat. Cum ai putea să o faci decât democratic, la vot? De deci rămâneți în condițiile astea în PSD, în PSD-ul doamnei Dăncilă, cu Dunca, cu Daniel Suciu, cu noua echipă, cu Oprișan, cu Bădălău, deci e ok echipa asta care conduce? Îmi dați dumneavoastră o soluție, uitați că... Păi nu știu, aveți soluția să vă dați demisia. A spus că oricum nu mai candidați la anul 2020 pentru primăria sectorului 3 și practic v-ați încheiat socotele cu politica. Adică, dacă vă dați demisia, pierdeți mandatul de primar și mă gândesc că vreți să-l terminați. Cred că ăsta e motivul, am nu? Am multe proiecte de finalizat la sectorul 3. Dar mai candidați? Sau v-ați revenit Am ideea? Declarat într-adevăr public că îmi iau în calcul să nu mai candidez. Dar am declarat doar că îmi iau în calcul, nu am declarat că nu o să mai candidez. Sunt un om foarte corect și foarte cât serios. Cât a făcut partidul în sectorul 3? Vreo 15%, 16%. Deci cu procentele astea nu prea aveți șanse să mai câștigați. A făcut mult, domnul Mănăstire. Dacă păi cu 16% nu câștigați. Dacă mai aveți dumneavoastră 10%, 20% notorietate, 20% cu 15%, 35%. Vă bate USR-ul, că a făcut 40%. Adică vreau să vă spun că dacă partidul s-a prăbușit, mulți dintre liderii partidului, chiar dacă au o forță politică, cum este și Gabriela Firea, dumneavoastră sau alții care au mai rămas la niște cote de încredere cât de cât, s-ar putea ca valul ăsta anti-PSD să vă măture politic și pe dumneavoastră. Eu nu înțeleg bucuria, nu vă înțeleg bucuria, pentru că valul ăsta anti-PSD, repet, va mătura multă șefime din PSD sau lideri ai partidului. Să dea bunul Dumnezeu. Dar vă văd foarte calm, ca să spun așa. Sunt foarte calm. Domnule Stire, ce să vă spun? M-am întâlnit cu oameni în sectorul 3, că sunt permanent în oraș, avem sute de șantiere. Și ce v-au zis? Și unii m-au întrebat, domn președinte, ce facem duminică? Cu cine votăm? Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. Nici într-un caz, vă imaginați că eu n-am votat așa. De ce? Lăsând la parte să vin vicepreședinte PSD. Păi de asta spun. Sunt atât de revoltat de ce s-a întâmplat și încă se mai întâmplă în partid, încât efectiv nu mă regăsesc. Păi ce o să faceți? Candidați la congres, apropo, că faceți apel la vot, la până la urmă, la chestii democratice. În 29 iunie, candidați. Nu candidați la nimic? Nu. Păi de ce nu? Păi cum vreți să schimbați ceva în PSD dacă nu candidați? Doamna Firea, am înțeles că nu participă, Paul Stănescu cu echipa din care faceți parte dumneavoastră nu participă, practic le dați partidul pe tavă? Domnule Stire, e clar nu că înțeleg. La ora asta, în viziunea mea, dar, repet, este viziunea mea pe care mi-o asum în totalitate, că da, o fac publică, de câte ori am ocazia, suntem pe direcție greșită. PSD nu trebuia să mai fie la guvernare astăzi. Punct. Asta este părerea mea. Și, repet, încă o dată am fost singurul care am votat ca PSD să iasă de la guvernare. Toți ceilalți colegi au votat ca să rămână la guvernare. Cred în continuare că PSD trebuia să meargă acasă. De ce? După atâtea lucruri câte s-au întâmplat în interior, PSD trebuie să fie curățat de putregaiul acestor ani. Iar o să spuneți că folosesc expresii tari, dar e o realitate. Niciodată un partid nu se reformează, nu se curăță la guvernare. Dimpotrivă, se adâncește în mocirlă un partid la guvernare. Pe caz de consecință, eu nu pot să candidez la nimic atâta vreme cât colegii merg într-o direcție pe care eu nu doar că mi-o asum, dar o consider profund greșită. Ok, vom deci vedea. Ce să faceți? Că scădeți în sondaje. PSD a scăzut sub 20%. În ritmul ăsta, vă prind parlamentarele și localele, poate la un 15%,
partidul ăsta, după ce va ieși natural în opoziție, s-ar putea să se desființeze sub o formă sau alta sau să devină nerelevant. Vă mai convine să faceți politică într-un partid de 15% în care 3-4 aleargă unii după alții și își mai împart niște firmituri ale unei foste puteri? Că acolo se va ajunge. Dacă ajungeți la 15%, chiar nu mai contați. Chiar dacă dumneavoastră rămâneți primar, să spunem. Ce mai faci cu 15%? Se întâmpla să am un discurs acum la Congresul Partidului Pro-România, acum aproape un an de zile, oricum ceva timp în urmă, în care mă refeream la situația din PSD și eu am anticipat că dacă domnul Dragnea scapă de condamnări, duce PSD-ul fix unde PNCCD-ul astăzi. Și care-i vina mea? Ok, ce spuneți dumneavoastră e corect, de maxim bun simț, repet, gândim similar. Eu care-i am o problemă cu atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți niște lucruri, atitudinea dumneavoastră e foarte detașată. Poate că e duminică seara, poate că sunteți mai relaxat, dar ideea următoare, eu, dacă aș încerca să mă pun în locul dumneavoastră, aș fi revoltat. Pentru că lucrurile astea, PSD, până la urmă, partidul ăsta, acest partid, v-a făcut primar, a făcut carieră politică, vă văd foarte detașat, adică, domnule, să intrăm în opoziție, ne curățim până când ne curățim și mai departe ce? S-ar putea să vă curățiți de tot, în sensul ăsta spun. Domnul Mărăstire, vă văd foarte liniștit, aveți un proiect? Sunt relaxat și revoltat în același timp, dar să știți că detașarea mă dă liniștea sufletească de a fi făcut tot ce am putut să salvez ce se poate salva. Și n-am participat cu nimic la ticăloșenile întâmplate. De aici îmi vine relaxarea. Mai sunt în PSD care sunt în situația liniștea dumneavoastră, pe care mi-a dat o conștiință curată. La congres o să mergeți să participați la simulacrul de congres? Nu. Păi aveți funcție de conducere. Domnul Mănescu, nici măcar repet, formal. Nu o să particip la congres. Am dat foarte multe știri în seara asta. Bun, Gabriela Firea ar fi trebuit să preia partidul? Știu că aveți o relație bună cu ea. În mod natural ar fi trebuit să preia PSD? Repet. Atâta vreme cât PSD rămâne la guvernare, orice altceva, dar absolut orice altceva, este discuție inutilă. Nimeni n-ar putea un vapor atât de avariat, avariat de o echipă care l-a condus în felul în care au făcut-o, un nimeni Titanic, n-ar putea să-l ducă, politic, să-l ducă la destinație. El trebuie întors din drum, în primul port pentru reparații generale. Și dumneavoastră spuneți, domnule, dar ce capitan ar putea să-l ducă în continuare? Niciunul. Un capitan suficient de realist și competent nu s-ar angaja la așa ceva. Nu, pentru că trebuie să fii responsabil. Domnule Negoiță, acum, înainte de pauza comercială, dumneavoastră le cereți colegilor dumneavoastră să renunțe la prietene, iubite, amante, afaceri, contracte, poziții, toată guvernarea, discutăm de 10.000, 10.000 de oameni care trăiesc de pe spatele PSD și a guvernării. Vreau să spuneți, domnule, mergem în opoziție. Nu este rezonabil ceea ce cereți. Niciun partid, cu toate păcatele lui PSD-ul, niciun partid n-a plecat în opoziție înainte să se termine natural guvernarea, sau dacă n-a fost cum a fost scos PD-ul prin moțiune de cenzură în 2012, da? Dumneavoastră cereți ca oamenii să nu mai mănânce. Le cereți să facă foamea pentru niște mulți ani de aici înainte. Deci despre ce discutăm aici? Și vă cunoașteți colegii. Le cunoașteți situația tuturor. Poziții, funcții, da? Nu înțeleg până la urmă. Scurtă pauză comercială, discutăm și despre banii guvernării, ce probleme sunt în administrația locală. Repet, la București s-a declanșat codul roșu, doamna Dăncilă, ca să-l mulțumească pe domnul Negoiță, pe doamna Firea, le-a promis niște bani. Nu e clar când vin acești bani pentru a scoate din faliment tehnic primăriile de sector și primăria capitalei României. Pauză și revenim. Președinte PSD, lucruri interesante spuse aici în prima parte a emisiunii despre Dragnea, despre ce se întâmplă cu partidul. Robert Negoiță susține că PSD trebuie să iasă urgent de la guvernare pentru a se salva.
ca partid, ca formațiune politică, nu e neguiță. Haideți pentru normalitate. Pentru normalitate. Cu doamna Dăncilă la timon, acum partidul merge spre prezidențiale, ați văzut că este o implozie de candidați, Teodorovici, Șerban Nicolae, doamna Ecaterina Andronescu, candidat și la partid, o parte, dar majoritatea pentru prezidențiale. Noastră veți face campanie pentru Teodorovici, de exemplu, sau pentru, nu știu, Șerban Nicolae la prezidențiale României? Îmi rezerv dreptul de a face lucruri în care cred. Domnul Mănăstire, nu fac decât dacă cred. Și în domnii ăștia nu credeți, să înțeleg, da? Ce am rostit eu. Dați-mi voie să nu comentez. Momentan e o concurență internă, e treaba dânșilor, nu... Da, de se bat pe Titanicul politic. Să revenim la bani. De un aproape jumătate de ani țipați că vi s-au furat banii de la primării. Și eu nu înțeleg un lucru. Încercăm aici, aproape în fiecare seară, să punem cap la cap niște informații. Ci că este creștere economică. Aparent așa ar fi. Mai lucrată din pix, mai nu știu ce. S-au făcut niște majorări de pensii și de salarii la bugetari. România aparent merge bine. Unde sunt banii? Păi, spuneți-ne dumneavoastră, sunteți în mijlocul administrației locale din România, în capitala României. Domnul unde sunt banii? Primăria Sector 3 este cea mai transparentă instituție publică din România. La inițiativa mea am demarat și am aprobat, și le mulțumesc colegilor din Consiliu, că au aprobat o hotărâre conform căreia orice leu cheltuit din banii publici, unde nu e postată factura și contractul, este plată ilegală. Deci, e chiar ilegală. Că ba da, ba da, conform hotărârii de Consiliu, care este literă de lege. Am înțeles, da, e hotărârea deci, dumneavoastră. Absolut orice leu cheltuit la primăria Sector 3, subordonate și societățile primăriei, sunt cheltuiți în proporție de 100% transparent. Întrebarea dumneavoastră este de maxim bun simț și absolut obligatorie. Domnule, unde sunt banii? Nu știm, domnul Mănăstire. Pe ce vă din spune Teodorovici? V-ați întâlnit săptămâna trecută cu ministrul de finanțe, da? Da. Ce v-a spus domnul Orlando? Mă abțin să cataloghez. Dar spuneți-ne de acolo, faceți emisiunea ca citat să spunem este, lucruri. Da. Deci, în concret, mă abțin să vă spun ce face, părerea mea. Dar dacă e să-l citesc, ne spune că nu are bani. În situația în care am văzut că se laudă cu creștere economică, cu încasări, când ne mint, când spun că sunt bani și că totul este roz, sau când ne întâlnim și ne spun că ne-ar da, dar nu au. Ok, eu înțeleg că n-au bani să ne dea. De ce ne-au furat banii, domnul Mănăstire? Da, 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 e tare, dar e real. Domnul Mănăstire. Bun, și banii furați unde i-am dus? Acum un an și jumătate am fost la guvern, am participat la o întâlnire în care domnul Dragnea ne-a spus că a fost o promisiune în campanie de relaxare fiscală de la 16 la 10% impozitul pe venit. Și? Domnul președinte, distrugeți administrația locală. Nu că o să facem cumva să nu vă pierdeți, să nu vă scadă mult bugetele, să bla bla bla, vrăjeala de genul ăsta. Dar ne-a fost vândută ca relaxare fiscală. În realitate, domnul Mănăstire, am fost mințiți într-un mod în care numai dânsul poate să o facă. Mă rog, și probabil și alți ticăloși. Pentru că n-a fost nicio relaxare fiscală. Cei 6% de la 16 la 10%, cele 6 puncte procentuale, n-au rămas la cetățeni. Nu! Au fost relocați în alte impozite care au crescut și banii au fost furați prin mecanismul ăsta de la administrația locală și s-au dus la administrația centrală. Și nu mă feresc să spun și credeți-mă că am proprietatea termenilor. Banii au fost furați de către administrația centrală. În situația în care suntem cea mai subfinanțată administrație publică locală din Europa și din toată lumea civilizată. În toată lumea civilizată, administrația locală are
pondere în bugetul național între 30 și 60%. Știți cât are pondere administrația publică locală în România? Toate primările din România, da? Nu. Da. Cu consilii județene cu tot. Și consilii județene. Tot ce înseamnă administrație publică locală, ne batem pe 10% din buget, pentru că IV-ul pe care l-a promis că ne-l dă în integralitate reprezintă chiar mai puțin, adică de 10% din bugetul național. Domnul Mănăstire, și ce este făcut pur cu și simplu inadmisibil așa ceva, pentru că pe o guvernare despre care am spus ce cred, dacă mai funcționa ceva în țara asta, mai erau anumite primării care își făceau treaba. Le-a nenorocit și pe astea, domnul Mănăstire. Ok. Și noi am spus, domnule, ok, de acord. Ne-ați mințit și ne-ați furat, pentru că n-a fost relaxare fiscală. Ca să compensăm măcar o parte din ce ne-ați luat, cam, eu sunt un om foarte corect și promovez corectitudinea. Sunt gata să-mi iau de piept cu oricine atunci când știu că am 100% dreptate. Trebuiau să ne dea 68% din IV-ul actual ca să compensăm scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Dar, colegi, măcar 60% să-i luăm. Ok. Ne-am dus, vă aduceți aminte, prin februarie, ne-am dus peste doamna Dăncilă la guvern, la disperare, că nu ne e drag nouă să ne ducem peste dânși acolo. Și vă aduceți aminte că după ce ne-au tăiat telefoanele complet la interior, a apărut pe Facebook Devi să ne spună win-win situation, veți avea 60% din IV. Și o altă minciună a fost. Domnul Mănăstire, după ce am plecat, am zis, bă, ok, ne-au furat 8 puncte procentuale, bă, dar măcar ne dau 60%. Nici măcar pe ăsta nu și l-au respectat, domnul Mănăstire, pentru că pe primele 3 luni ale anului iarăși ne-au furat banii, că pe ianuarie, februarie și martie nu i-au dat. Spune, domnule, asta a fost promisiunea lui Dragnea, nu a mea. Dragnea nu mai este, eu nu vă pot onora ceea ce v-a promis Dragnea. Și Teodorovici, care este în continuare ministru de finanțe. Cum o rezolvați? Vă împrumutați? Acum, serios vorbind, pentru funcționarea administrației, în cazul dumneavoastră a primăriei și peste tot în țară, ce soluție ar fi? Despre ticăloșenie. O altă lecție de ticăloșenie. După ce posta pe Facebook, să dea în presă, cu poze, cum lucrează la buget personal, eu am ținut să-l invităm pe domnul Dragnea să vină în comitetul director al Asociației Municipiilor, să vină să ne spună ce are de gând să facă. A venit acolo, a încercat să ne mintă în față, i-am scos datele și le-am pus pe masă ca să vadă o realitate și când n-am mai avut cum să o întoarcă, pentru că și noi nu suntem nici noi fără carte. Când le-a văzut, dar ce treabă am eu cu bugetul? Dar cât de nesimțit să fii, domnul Mănăstire, iară folosesc cuvinte dure. Dom'le, o minimă jenă, domnule, pentru tine. Lasă-i pe ceilalți, că îi sfidezi, te crezi tu Dumnezeu pe pământ. Dar cum e posibil, după ce te pozezi tu, care faci bugetul, vii să ne spui nouă când vezi cifrele cât de catastrofale sunt, că tu, de fapt, n-ai nicio treabă cu bugetul? De asta vă spun, asta înseamnă... Bun, asta... Monstră de ticăloșenie. Ok, lecție de ticăloșie la Dragnea. Dar doamna Dăncilă ce spune acum? Că v-ați întâlnit și cu ea, nu? Doamna Dăncilă ce spune? Ce... Bun, repet. Am avut o întâlnire săptămâna trecută. Este adevărat că ne-a făcut o invitație pe care ulterior domnul Teodorovici ne-a sunat că de fapt trebuie să ne ducem la Ministerul de Finanțe. Nu am vrut să mergem la Ministerul de Finanțe, că noi avem nevoie de un angajament din partea doamnei prim-ministru. Și îi mulțumesc încă o dată că ne-a primit conform invitației pe care au făcut-o cu o săptămână înainte. Ok, și ne-a promis, domnule, ne-a promis și am văzut și declarație în presă, că ne dau înapoi banii furați. Măcar chestiunea asta să se repare. Și dumneavoastră credeți? Noi mergând pe logica dumneavoastră că banii au fost cheltuiți, au fost direcționați în altă parte. Ce să vă dea? O să vă dea procentual ceva din ce v-au promis. Știți lucrul ăsta. Domnul Mestre. Dacă o votați la congres, dar dumneavoastră nu mergeți la congres, ar putea să n-aveți noroc, nu primiți nimic.
alți colegi poate de la sectoare poate mai au ceva. Dar de fapt trebuie să luați la comun. Am spus-o și o repet. Diferența între noi și celelalte viețuitoare de pe Terra este că noi oamenii avem cuvânt. Noi cuvântăm. Bun, și rațiune. De aici vine și cuvânt. Domnul Năstire, dacă nici cuvânt nu mai avem, nu ne mai diferențiem, sau cei care nu au cuvânt, nu se mai diferențiază cu nimic de celelalte viețuitoare. Pe ideea următoare, asta este părerea poate mea. Că dânsa ar vrea să vedea dacă e de bună credință. Și ați spus că la nivel personal aveți nimic cu ea, pare o doamnă ok, dar poate nu mai sunt bani, domnule Goiță, să vedea. Poate nu mai există. Sau au fost cheltuiți în alte părți. Și atunci, cu ce să vă ajute? Eu, în momentul în care le-am spus că de 3 luni de zile, chiar mai bine, nu pot să plătesc bursele. Bursele elevilor, domnule, nu pot din cauza lor, că ne-au furat banii. Și au zis, nu se poate, domnule, așa ceva. I-am invitat, cu mare drag, veniți la primăria sector 3 și îmi arătați voi de unde să tai. Mă, mi-arătați voi. Uite cum buget... Goiță, da, bugetul nostru este 100% legală, transparent. E obligativitatea care legală e propunerea mea? Dumneavoastră să plătiți. Degeaba, cred că copiii nu și familie nu sunt interesate de faptul că nu aveți bani. Se uită să le dați banii. Nu știu de asta cu doamna Dăncilă, cu domnul Dragnea care fură bani, plus că este obligația legală a primăriei. Cum ieșiți din asta? De-abia am avut să plătesc în ultima zi, de-abia am avut bani să plătesc salariile. Sunt primar de 7 ani, domnul Mănăstire. De-abia ați avut bani să plătiți salariile? Domnul Mănăstire, de 7 ani sunt primar. Niciodată, niciun guvern nu și-a permis să-și bată joc de administrația locală așa cum a făcut-o acest guvern. Ca să știm despre ce vorbim. Păi mai tăiați din salarii, domnule Negoiță. Ce să facem? Domnul dacă n-aveți bani, grila de personal la sectorul 3 este mult sub jumătate. Mult sub jumătate. Anul trecut și anul acesta am disponibilizat peste 300 de persoane în plată. Persoane în plată, iar procesul continuă. Dați oameni afară la primărie. Păi mai avem sau exact îi relocăm, 20 de secunde. Sau îi relocăm. Că îi ducem, de exemplu, am internalizat foarte mult. Singur oraș din România, sectorul 3 este cel mai mare oraș după București. 30 de secunde, vă rog. Care ne-am internalizat salubritatea, o facem singur, spații verzi, reparații, străzi, asfaltări și tot. Și vă mai spun altceva. Noi, față de ce era înainte cu societăți, da, economisim peste mulțumesc 20 de milioane de euro pe an. Mulțumesc și-o dau pentru cu cifre. Prezență. Și urmează vremuri complicate. Asta e viața. Doamna Dăncilă se alege președinte, va fi președinte dumneavoastră. Traian Băsescu, fostul președinte al României, în câteva minute aici. O să revenim imediat.